Am revenit în direct, domnul Adrian Marius Dobre, vicepreședinte Pro România, și domnul Daniel Uncu, politolog, se află în studio alături de mine. Domnule Uncu, aveți niște completări, niște observații la ce spunea domnul Dobre? Da, nu vreau să intru într-o polemică, pentru că, repet, și eu sunt de acord că guvernul Cioloș n-a performat, cu toate că pot să vă fac o listă pe care o am chiar pe laptop, să vă spun unde a performat guvernul Cioloș. Dar în același timp nici guvernul Ponta nu a performat exact așa cum și-a dorit. Și vă dau câteva exemple, repet, le-am scrise foarte clar. A promis locuri de muncă, 1 milion de locuri de muncă în 8 ani. Atât a spus, a mers pe două variante. S-au creat doar 200.000 de locuri în cei 3 ani. În 3 ani de guvernare, că ultimul an a fost al lui Cioloș. E, chestiunea asta legată de cele 1 milion de locuri de muncă pe care nu le-a refăcut și n-avea cum să le facă, pentru că dacă a făcut 20.000 în 3 ani, în următorii 5 n-avea cum să facă încă 1 milion. Matematica, statistică măcar ne spune lucrul ăsta, e o chestiune. Sunt multe lucruri. Orice guvern pe care îl avem, da, nu, de cele mai multe ori, nu-și va duce la îndeplinire toate promisiunile. Asta este clar. Da? Bun, asta e un aspect. Hai să mai spun despre guvernul Ponta, dacă tot discutăm despre guvernul Ponta. Că n-ai rost să... Asta voiam să vă propun, să revenim mai la zi, pentru că avem, iată, o adevărată criză politică. S-a spus la nivelul guvernului Ponta o singură chestie, revenim la TVA nivelului dinainte de tăiere, adică de 1 ianuarie. Da? Da. Să revenim la 20, iar după 2 ani scădem la 18%. Nu e adevărat. Deci asta nu s-a întâmplat. Scăderea cotei standard de TVA era prevăzută în programul de guvernare pentru 1 ianuarie 2013. Da? Și bilanțul se referea la anunțata scăderea taxei din proiectul legii de cod fiscal, ceea ce nu s-a întâmplat. Și așa mai departe. Putem sta o jumătate de oră să discutăm despre ce a făcut, sigur, despre ce s-a întâmplat în timpul guvernării Ponta, Cioloș și așa mai Cioloș, Grindeanu, repet, nu sunt, etc. Nu sunt un fan din contra al guvernului Cioloș. Repet, am fost unul care l-am criticat și unde a făcut bine, a făcut bine. Da? Bun. Vă aduc un simplu exemplu și închid cu guvernările. TVA 9% pentru materia primă necesară lucrărilor agricole. Așa a eliminat impozitul pe venit în sectorul de cercetare. Cioloș. Ca să ne lămurim. Da. Am avut o creștere medie de salarii în educație 10%, am avut. A avut el, n-am avut eu. Majorarea punctului de pensie, nu mult, cât s-a putut. Iată, a luat deci măsuri bune în agricultură, chiar și fără domnul Daia, să spunem. Ați înțeles? Deci a făcut câteva lucruri bune și sunt mai multe. Bun, revenind acum. În ceea ce privește poziția domnului Ponta, adică Partidului Pro-România, față de doamna Dăncilă, trebuie să lămurim o chestiune. Aici nu a fost vorba de niciun fel de opoziție. A fost o opoziție nu la PSD, nu la politicile de stânga ale PSD-ului. Asta a spus și domnul Dobre. Exact, și vreau să subliniez lucrul ăsta. Partidul domnului Victor Ponta nu este un partid de opoziție. Punct. Poziția de stânga. Nu, e un partid care este în siajul inteligent, pentru că Ponta e un politician foarte abil. Da? Are el o grămadă de lucruri, dar are abilitățile lui clare. Da? Care stă în siajul PSD-ului la pândă, ok, și în momentul de față și-a propus, nu i-a ieșit pasența, să revină la guvernare, propunând guvernului, cum ne-a explicat domnul vicepreședinte, propunând Partidului Social-Democrat, o formulă de guvernare. Partidul Social-Democrat însă a ieșit din această ecuație, din motivele pe care vi le-am spus. A doua chestiune pe care vreau să o discut și vreau să o discut încă de la început, apropo de această moțiune de cenzură, pentru că văd că nimeni nu, sau foarte puțin discută de acest aspect. Moțiunea de cenzură, și am discutat în pauză, ce vizează? O moțiune de cenzură vizează îndepărtarea guvernului. Ce înseamnă această propoziție generică, îndepărtăm guvernul? Păi, hai să vedem ce înseamnă. Îndepărtăm echipa cu prim-ministru sau practic se schimbă majoritatea parlamentară? Pentru că aici este o mare problemă. Păi, dacă schimbăm majoritatea parlamentară... Avem două exemple, apropo de Grindeanu ce spuneți dumneavoastră. Avem domnul Grindeanu și domnul Mihai Răzvan Ungureanu, cele două guverne. Deci, în momentul de față, problema cu care se va confrunta acest guvern de sacrificiu, că e un guvern de sacrificiu, a lui Orban, da, Ludovic Orban, este că va guverna, dacă va guverna, să vedem acum cum o să iasă la vot, va guverna, cu o majoritate fluidă, extrem de fragil. Da? Și poziționarea pro-România este foarte inteligentă, este un partid care balează din stânga în dreapta, mă îndreaptă niciodată, dar din stânga mai puțin spre stânga. Da? E bine pentru pro-România? Cu siguranță. Eu cred presupun, dacă n-am cum să cred, că nu am, o să mă contrazică cu siguranță domnul vicepreședinte, da? Că Ponta ar fi făcut mai bine dacă forța lucrurile sau dacă va dori să forțeze lucrurile și să revină în PSD. Ar fi mai corect pentru toată lumea, inclusiv pentru propriul electorat.
Pentru că asta nu e o poziție. Cum să faci o poziție de stânga la stânga? Iertați-mă. O poziție față de ce? Față de principiile și valorile de guvernare ale PSD-ului? Hai să fim serioși. Păi domnul Ponta a fost cel care le-a implementat timp de 3 ani. Domnule, cum adică acum se opune principiilor și valorilor de guvernare, domnule, și doctrinare și ideologice ale PSD-ului? Vă dau un exemplu de cealaltă parte a spectrului politic. Sunt foarte mulți analiști, observatori ai scenei politice care susțin că, de exemplu, USR-ul este un partid de dreapta. Alții spun, domne, nu, ar fi de stânga. Dar trebuie să recunoașteți că sunt mulți care văd USR-ul ca fiind un partid de dreapta. Niciodată nu e partid de dreapta USR-ul. Da, sunt mulți care îl văd așa. Da, sunt oameni care îl văd așa. Atunci putem, dacă îi credem pe acești oameni că USR-ul este un partid de dreapta, atunci putem asista la o poziție de dreapta la PNL. Și USR-ul spune că este de dreapta. Uitați-vă în programul. Bun, acum îmi permite și mie după... Bun. Haideți să lămurim o chestiune foarte clară. Într-adevăr, s-a iscat acum această sintagmă și cred că e de foarte bun augur, de opoziție, la opoziție, dacă vreți, sau opoziție de stânga. Opoziția nu este la... Am spus mai devreme, dar probabil că un profesor n-a fost foarte atent. În momentul de față, PSD-ul nu mai are o linie doctrinară de stânga clară. PSD-ul, din perspectiva noastră a celor de la ProRomânia, și-a trădat electoratul de stânga. Și prin lipsă de competență, și prin trădare, și prin măsuri care au afectat la un dat interesul consumatorului final, care este electoratul nostru. Deci toate aceste lucruri au, să spunem, s-au clădit sau au construit o idee foarte clară că PSD-ul și-a trădat electoratul. Și vedem asta în scorul PSD-ului până la urmă, pentru că, uitați-vă, lumea a înțeles foarte bine, sunt 5 milioane de pensionari. Sigur, au crescut pensiile, dar a crescut în egală măsură și inflația care a mâncat din creșterea de venit. Iar din cele, din cele 5 milioane de pensionari, la în 26 mai, PSD-ul a câștigat, a avut doar 1 milion de voturi. 1 milion din 5 milioane. Da, e foarte puțin. Capacitatea PSD-ului de vot e foarte mare. Vă aduc aminte că în alegerile prezidențiale Victor Ponta a luat aproape 5 milioane și jumătate de voturi. Deci de acolo până la cele 1 milion de voturi câte le-a luat de la pensionari în 26 mai, e o distanță foarte mare. Și prezența la vot în cele două tipuri de alegeri diferă. Și prezența la vot contează, dar atenție, electoratul PSD-ului a fost întotdeauna un electorat disciplinat, da. Da? Care a ieșit la vot. Și eu cred că această sintagmă este foarte binevenită. De ce? Eu am să continui să spun ceea ce spune și Victor peste tot și am să spun și eu. Noi n-am făcut ProRomânia ca să ne întoarcem în PSD. Am făcut ProRomânia ca să oferim o alternativă de stânga electoratului de stânga din România. Dar o alternativă de stânga profesionistă. Nu o alternativă de stânga așa cum o clamează PSD-ul de un an, de doi. Păi da, domnul Ponta a fost la guvernare 3 ani. Dați-mi voie. A demonstrat profesionalismul cei 3 ani de guvernare. Pe rezultatele, care guvernării, domnule profesor, dacă îmi permiteți și dacă vorbiți peste mine, ne vom ciocni și nu cred că să mai înțelegem mare lucru. Corect. Să știți că am și eu abilitatea și experiența de a face lucrul ăsta foarte bine. Da, vă cred. Pe rezultatele guvernării lui Victor Ponta, PSD-ul a luat la alegerile din 2016 46%, cu redistribuire 48%. Pe rezultatele guvernării lui Victor Ponta. Pe imaginea lui Victor Ponta, care a fost plimbată până toată țara în 2015, s-au câștigat cu 46%. Nu pe slide-urile prezentate de Liviu Dragnea la televizor. Ca să fie lucrurile foarte clare. Pentru că creșterea de pensii și de venituri a început să o facă Victor Ponta în guvernarea Victor Ponta. Mediul de afaceri a fost stabilizat și a avut o imagine foarte bună, pentru că codul fiscal a fost cel mai, să spunem așa, vizionar cod fiscal pentru afaceri dat în guvernarea Victor Ponta. Adică haideți totuși să vedem niște lucruri. Noi suntem acum în mijlocul unei crize politice. Dacă avem un nominalizat pentru funcția de premier, nu se știe dacă domnul Orban va reuși să strângă voturile necesare pentru a-și trece guvernul. Mai întâi să vină să ne propună acest guvern. Dar vedem dacă va reuși să strângă voturile necesare. Și un program, Și noi vorbim despre guvernările trecute. Ce se va întâmpla de mâine încolo? Este foarte important pentru această țară, așa cum spuneați, domnule Dobre, pentru buzunarul fiecăruia dintre noi. Eu zic să întrebăm mai întâi pe domnul Dobre, că e mai prezent acolo în Parlament și știe care e mecanica și dinamica internă. Eu vă spun după ce. Parlamentar destul de bine. Vă pot spune că în momentul de față proiectul PNL-ului nu-l văd de foarte mare succes în acest moment. A spus-o și Victor zilele trecute, ieri, dacă să nu mă înșel, sau altele, pentru că nu iese matematica.
PNL și nu iese matematica la 100 de parlamentari. 99, dacă nu mă înșel. Da? Bun. Cine ar mai putea să voteze? Să spunem PMP ar putea să voteze... PMP, cred că e USR, cel mai... Pune USR condiția, cu anumite condiții. USR cu anumite condiții, dar cred că cel mai ușor de îndeplinit este dorința PMP-ului. Dacă PNL-ul vrea să... pentru relația cu Republica Moldova. Ar fi oarecum și justificat pentru aceste vremuri. Să spunem că ar putea să creeze un astfel de minister pentru a obține cele câteva voturi ale PMP-ului. Dar tot sunt foarte puține. Trăg în linie, făcând socoteala, trăg în linie foarte, foarte puține. Fac o paranteză aici, aveți dreptate. Vă las imediat o singură paranteză. USR-ul mai are o chestiune legată de anchetarea magistraților. Vrea să desfințeze acel lucru. Da. După părerea mea, e un lucru pe care trebuie să-l discutăm. Și asta se va discuta extrem de contondent la nivelul PNL-ului. În schimb, condiția ALDE este ca să nu se renunțe la această secție specială, da, vedeți? Și să nu se colaboreze cu PMP-ul, să nu fie bun, PMP-ul. Bun, pe aia pot să înțeleg. Pe aia pot să înțeleg fără niciun fel de... Deci pe aia, cu aia sunt de acord, i-am și felicitat astăzi într-o intervenție publică. Doamne, pentru chestia asta eu vă felicit. Da? Deci cu Petrov n-are cine să mai stea la masă în țara asta. Deci asta e clar. Acum, e că cu domnul Tăricianu are. Domnul Tăricianu n-a luat 1500 de dolari sau cât lua banii pentru turnătorie, domnul Petrov. Deci e o altă diferență. Discutăm de altceva. Asta de unde a scos-o? Bun, păi au pus și documentele publice, dacă le căutați. Acum, dar fiecare partid care ar putea să susțină prin vot un eventual guvern Orban are o dorință care este antagonică cu dorința altui, celuilalt partid. Exact care cum vă ar spuneam putea la început. E foarte greu de, știți, e celebra pildă, celebru bancu, lupu, varza și capra. Nu poți să-i lași doi că să ceartă și nu se suportă unul pe celălalt. Exact e așa complicat. Cum am spus la început, în mod normal, lucrurile n-arată foarte bine pentru actualul guvern. Om vedea și propunerea de guvern cu care va veni Ludovic Orban, om vedea și programul zilele viitoare pe care vrea să-l schițeze. Credeți că programul, vom vedea cu toții programul, inclusiv principalii actori de pe scena politică. Credeți că programul va avea darul de a seduce și de a aduce voturi din zone total neașteptate? Nu cred. Adică opțiunile sunt deja clare. Dom'le, noi votăm, susținem acest guvern sau nu-l vom susține, indiferent ce ne-ar promite și ce ne-ar arăta în program? Nu. Cel puțin din perspectiva noastră, lucrurile nu sunt așa de radicale. De exemplu, eu, dacă văd în programul domnului Orban, eu având o orientare și profesională către zona de comerț, comerț internațional, dacă văd acolo niște măsuri care măcar să încerce să stopeze creșterea sau adâncirea deficitului comercial care va depăși în acest an 15 miliarde de euro, poate nu înțelegem sumă, 15 miliarde de euro. Înțeles suma asta. Da? Adică dacă văd acolo niște încercări serioase, cel puțin pe anumite zone care sunt, vă spun, extrem de arzătoare. Adică anul trecut am avut 12, acum avem peste 15 miliarde, am avut 11 în trecut, adică lucrurile merg din rău mai rău. Și dacă nu le oprim, probabil că vom ajunge anul viitor la 18 miliarde de euro. Gândiți-vă numai 1,5 miliarde pe lună. Pierdem sânge. Este enorm, da? Dacă văd niște măsuri care să atace niște zone din astea care sunt extrem de fierbinți și le văd bine detaliate și cu măsuri punctuale, da, din punctul meu de vedere ar putea să aibă un sprijin. Am spus că vreau să fim constructivi pentru România. Dacă văd că măcar vrea să încerce lucrul ăsta, dacă vine cu o propunere constructivă, am niște rezerve, dar încă o dată, la întrebarea asta, nu avem cum să răspundem, că nu suntem afalda nici, domnul vicepreședinte. O să vedem care va fi programul de guvernare al PNL-ului. Deocamdată suntem în... Da, aș fi josnic să spun, dacă să, eu să am niște teme pe care le văd că sunt arzătoare pentru țară și să vină cu niște măsuri, un set de măsuri bine detaliate pentru și soluții, așa, și să nu zic, domnule, hai măcar încercați. Nu mai stăm una. Încercați de acum să faceți ceva. Adică, nu, ar fi aberant. Și nu suntem aberant, suntem constructivi. Bun, haideți să spunem că să luăm următorul scenariu. Guvernul propus de către domnul Orban nu reușește să strângă numărul de voturi necesare și pică. Odată. Nu e bună discuția. În primul rând trebuie să vedem dacă se poate asigura quorumul pentru vot. Un aspect foarte important. Dacă nu se asigură pentru că votul se dă numai dacă există quorum. Se socotește ca guvernul fiind picat?
Sau nu, ca o discuție neefectuată? Nu, nu e votat. Deci dacă nu se asigură quorum la data investirii guvernului, se re-planifică... Da, de ce crezi că nu se poate obține quorum? Pentru că PSD-ul nu își va lăsa parlamentarii în sală. Și atunci, dacă PSD-ul nu își va lăsa parlamentarii în sală, poate doamna Viorica Dăncilă să guverneze până la alegeri. Până în decembrie, probabil. Da. Vă spun o chestie, cu câteva... Probabil, dar posibil până în decembrie anul viitor. De asta vă spun că logica moțiunii de cenzură, logica intrinsecă a jocului de putere dintre guvern și parlament trebuie schimbată. Pentru că în momentul în care avem o moțiune de cenzură, trebuie făcut ceva și aici e o discuție între constituționaliști. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Dom'le, a picat guvernul? S-a încheiat discuția, se formează altul. Iar chestia cu, dom'le, eu nu mă prezint la vot, mi se pare de un prost gust imens. Nu votez contra, s-a nici pe tra... la moțiune, nu? Asta spun. Asta trebuie rezolvate prin regulamentele camerelor. Trebuie modificate și regulamentele camerelor. Și mă prezint la vot, domnule Uncu, și mă abțin. Da? Ok? Și bun, e la fel. E altceva. Acolo ai quorum, ai prezență în sală, este cu totul altceva. Dar formatul ăsta în care noi permitem parlamentarul pe care îi trimitem acolo și mult puțin îi plătim, da, în așa fel încât să ne reprezinte interesele, indiferent din ce partid fac parte, să vină să spună în paierul, eu nu mă, uite că nu mă duc azi la muncă. Ok? Dumneavoastră, dacă nu veniți o zi la muncă sau două sau trei, da? Cum e? Nu iau în calcul asta. Ca idee. Dar sunt oamenii normali din România. Deci, bine, da, acum... Chestiile astea trebuie rezolvate pentru că șmecherii. Iar forumul e PSD-ul foarte, face e chestia asta. PSD-ul, da. E de foarte ce? Inteligentă. PSD-ul face chestia asta. De ce? Pentru că nu are încredere în proprii parlamentari. Așa a făcut și la moțiune de cenzură. A avut pe care i-a scăpat de sub control. Și chiar și așa. Chiar obligându-i să stea în bănci, să nu se ridice din bănci, că știți că nu au avut voie să ridice să voteze. Chiar și așa au votat. Erau câțiva ridicați și supravegheau urnele. Ai altceva. Are dreptate. Asta a fost ordinul de unitate. Și este o lipsă de încredere a PSD-ului în proprii parlamentari. Sigur că acum unui parlamentar totuși nu poți să-i, dacă îi dai, chiar dacă îi dai o directivă de partid, nu poți să-i legi mâinile. Dacă el e ales de oameni, dacă el vrea să voteze, votează. Dar ca să fie sigur că nu se întâmplă lucrul ăsta, nu-i bagă în sală, da? La vot. Și asta este tactica PSD-ului veche, nu este nouă, așa, de a-și controla într-un fel parlamentarii. Mai ales că acești parlamentari care formează acum majoritatea PSD-ului sunt oameni aleși după chipul și asemănarea domnului Dragnea, când a făcut listele în 2016. De aceea, încredere mare în acest colectiv de parlamentari n-are cum să existe. Și e corect să fie așa. Pe de altă parte, practica nu este nelegală, este amorală, să spunem este așa. Amorală. Da? Perfect. Și atunci vă fac eu un scenariu mai în glumă, mai în serios. Deci, vine domnul Orban și vrea să treacă guvernul prin Parlament, PSD-ul nu se prezintă, doamna Dăncilă rămâne premier, sigur, cu niște atribuții restrânse și riscăm să ajungem până în decembrie 2020. Nu, 20, până în 2019. Până în decembrie 2019, pentru că să știți că, în general, în România, odată cu finalizarea alegerilor prezidențiale, când probabil că noul președinte, chit că e cel vechi, dar noul președinte își va intra în atribuții, are legitimarea votului popular, se resetează un pic viața politică. Și să spunem că nu se resetează și atunci singura șansă ca să scăpăm de guvernul Dăncilă ar fi să o alege pe doamna Dăncilă președinte în decembrie, pentru că n-ar putea să conducă și de la Cotroceni și de la Palatul Victoria, nu? Vă doresc succes. Da. Vă doresc succes. E atât de ciudat construit acest mecanism. Exact cum spuneți, domnule Uncu, vină, domnule, la servici, stai acolo în bancă, ridică-te când îți vine rândul, acum, votează, te abții sau nu te abții, pro-contra, într-un fel, votează. Eu dar cred, interesant cum ne spuneți de tehnica PSD-ului, de acum, ca și cum, ca dumneavoastră, n-ați făcut parte din PSD până acum câțiva. Ba da, am făcut, în 2018. De asta mie îmi place postura asta, dar vreau să vă spun ceva, poate nu știți, dar eu nu sunt parlamentar. Da? Eu am fost ministru secretar de stat, ministru delegat, dar nu sunt parlamentar. De deci vorbesc de parlamentarii dumneavoastră, ca partidului. Na. E o tehnică, adică, clară, deci am spus-o și când eram purtător de cuvânt al PSD-ului. Ce face PSD-ul, domne, e cumplit PSD-ul ăsta. Dar noi am fost cu toți în PSD până acum câțiva ani. Da, domnule, de acord. Unde a ajuns PSD-ul. Dar eu, chiar și în calitatea de purtător de cuvânt, aveam tăria să spun că asta nu este o practică lăudabilă. Dar nu băga parlamentari în sală, chiar și atunci. Bun. Sigur că asta ne-a costat pe cei care am fost în PSD, aceste tipuri de opinii ne-au costat, să spunem așa, apartenența la partid, e adevărat. Da. Dar de spus le-am spus și mi-aduc aminte că inclusiv la dumneavoastră la emisiune odată am spus lucrurile astea foarte direct. Deci știți cum e? Sigur că am făcut parte acolo și a fost o mândrie pentru mine. Pentru că PSD-ul a fost un partid de stânga
până să se termine cu epoca asta Dragnea, a fost un partid de stânga în care eu m-am simțit mândru că sunt prezent și că aparțin de această familie. Până să înceapă epoca Dragnea. Până să se termine epoca Dragnea, pentru că epoca Dragnea a avut mai multe etape. A fost prima etapă de început în care am intuit că lucrurile merg prost, dar nu ne-am dat seama cât de prost ar putea să meargă. A fost epoca de mijloc a perioadei Dragnea în care lucrurile s-au blocat și atunci am înțeles... Evul mediu, să-i spunem așa. Evul mediu, da. În care am înțeles toți că lucrurile sunt foarte rele și am început unii să vorbim, cei care am început să vorbim, cum a fost și domnul Tuțeanu, cum am fost și eu, cum au fost și alții, care deja ne pregăteam de plecare pentru că vedeam că drumurile s-au închis și a fost epoca de sfârșit în care toți cei care am avut alte păreri am fost dați afară, sau am plecat, pur și simplu. Și a rămas închisă de doamna Dăncilă, pentru că, practic, să știți că doamna Dăncilă închide epoca cu adevărat Dragnea. Unii spun că doamna Dăncilă închide și lumina. Ar putea să închide și lumina. Treaba ei. Mult spor. Dar eu zic că închide epoca Dragnea și problema este că acest partid nu are variantă de înlocuire reală. Știi, ați mai spus lucrurile astea, domnule Dobre, dar pare oarecum paradoxal. PSD-ul, ne place sau nu ne place, dar este cel mai mare partid din România, cel puțin ca număr de membri. Nu, astea sunt, da, așa este. Dintr-un asemenea bazin, să nu găsesc un om nu. Pe care nu să-l promovezi într-o funcție de conducere. De cadre din interior. Aici, da. Noi plecăm de la o premiză naivă, sau dumneavoastră plecați de la o premiză naivă, că politica de cadre din interiorul PSD-ului pune în prim plan excelența, da? Pune profesionalismul. Hai să fim serioși. În PSD, tot ce am văzut acum, tot ce vedem, și pe vremea lui Adrian Năstase, ca să ne luăm, că spuneți că ați fost mândru că ați fost în PSD, îmi pare rău, pe vremea lui Năstase, să fii mândru că ești în PSD, după părerea mea e o problemă de etică sau morală. Nu vă fac dumneavoastră direct, da, e o problemă să spui așa ceva pe vremea lui Năstase. Și nu numai, ca să nu mai vorbim de mineriadele lui Iliescu și așa mai departe. Bun, o altă discuție asta. Dar politica de cadre, logica avansării oamenilor în funcții publice, pe uitați-vă, iertați-mă, și am să fiu un pic trivial, numărul de pițipoance pe milimetru pătrat, da, care apar în funcții publice la PSD. Că o ar avea și alții, nu, dar aici densitatea e fabuloasă. Numărul de analfabeti funcționali. Asta s-a întâmplat pe perioada sfârșitului de Dragnea. De analfabeti funcționali, da, pe care PSD o face. Pe care îi promovează. Haideți puțin, da? Că deja vă încerc să mă criticați dacă sunt moral sau nu. Și deja cred că lucrurile degenerează puțin. Eu am intrat în PSD în 2011, da? Nu știu cum a fost epoca Năstase. Eu, în schimb, am fost mândru că am fost adus în PSD de Adrian Năstase. Un om care totuși a băgat România asta în NATO și nu e. Dar cu toate tarele și cu toate bubele rele, dar și cu lucrurile bune în egală măsură. Ceea ce s-a întâmplat, adică toate aceste nepoate, cum le spun eu, prezente și în guvern și în toate ministerele, sunt caracteristice... Măcar dacă ar fi nepoate. Cu ghilimele nepoate. Da, am pus ghilimele. Am pus ghilimele. Aici, da. Sunt caracteristice perioadei epocii Dragnea. Sigur că acum în orice guvernare, din orice spectru politic, mai era câte o nepoțică pe aici, pe acolo, sigur că da, da mai găseai. Dar nu caracterizată ca un fenomen de masă. Să știți că eu am prins toate guvernele. Am fost ministru și în guvernul Ponta, am prins o bucățică și din guvernul Cioloș, și în guvernul Grindeanu, și în guvernul Tudose, și în guvernul Dăncilă. O perioadă scurtă. Ca în ultima perioadă a epocii Dragnea, n-am mai văzut așa ceva. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că veneau delegații străine în minister și mi-era rușine să dau cărți de vizită, pentru că plecau din minister, se duceau la Victoria și se întâlneau cu nepoatele și ele dădeau cărți de vizită și mie mi-era ajunsese să-mi fie, am rămas cu ele neconsumate. Nu pentru că n-aveam întâlnit, ci pentru că mi-era rușine să le dau. Asta a fost specifică perioadei Dragnea. Deci Dragnea a dus idioțenia asta la rang de artă. Deci asta a fost una din marile lui, să spunem, capodopere, cu ghilimele de rigoare. Pe lângă multe alte. Dragnea, aici noi suntem prea serioși pentru subiectul Dragnea. Vorbesc acum cât se poate de responsabil. Să mă ierte Dumnezeu, Dragnea, cu flerul lui de șmecheraș, pe care n-am cum să-l neg, da? Și-a folosit partidul în interes propriu, în așa fel încât să scape de pușcărie. Ăsta a fost principalul lui țel. Din fracțiunea de secundă când a intrat la guvernare. Mai țineți minte primul guvern al PSD, imediat după alegeri, noaptea ca hoții? Da. Da, mai țineți minte? Cu asta s-a ocupat.
Nu i-a ținut figura, a forțat nota cu următorul guvern. Nu i-a ținut figura nici cu asta, a forțat nota cu următorul guvern. Până când s-a spart buba. Între timp DNA-ul s-a mișcat și Dragnea a ajuns la închisoare. Punct. Despre asta a fost vorba. PSD-ul la... Nu s-a mișcat DNA-ul, s-a mișcat instanța. Că instanța, mă rog, pardon, instanța, da? S-a mișcat instanța și a ajuns la închisoare, pentru că oricum era instrumentat dosarul și depus la instanță, așa e. Da? Despre ce vorbim? Cine-i Dragnea până la urmă? Hai să fim serioși. Păi este o discuție, stimate domn, pentru că în momentul de față, Dragnea, și o spun cu toată părerea de rău, da? Dragnea și cu prelungirea mâinii domniei sale, da, doamna Dăncilă, este groparul PSD-ului. Dar doamna Dăncilă a zis că s-a desmeticit, că nu a ieșit mai mare partid de stânga, al celui mai mare partid de stânga din România. Aici suntem perfect de acord. Al celui mai mare partid de stânga din România, care cu bune cu rele a ținut un echilibru politic în toată această perioadă. Deci a fost, din punctul meu de vedere, Dragnea și prelungirea mâinii domniei sale, doamna Dăncilă, este groparul PSD-ului. Și, bun, nu știu dacă mai sunt șanse ca mortul să se ridice din groapă sau nu, dar categoric în momentul de față, PSD-ul, așa cum înțelege el să asimileze lucrurile sau să le înțeleagă, este un partid fără perspectivă. Atenție, vorbesc pentru că îl cunosc. În mod normal, de exemplu, eu m-aș fi așteptat, după ce s-a pierdut guvernarea, la prima ședință de CEX. Să nu fie la două zile după, să fie chiar în ziua respectivă. Doamna Dăncilă să zboare. Mă așteptam, nu putea să zboare. Mă rog, într-o formă, să-i dea un vot de blam, ceva. Nu putea să zboare, pentru că era candidat asumat de partid cu listele depuse. Dar putea așa, putea să se asigure... Putea să rămână candidat la președinție. Rămânea candidat la președinție. Fără probleme. Se asigura o conducere colectivă. Zburea domnul Fifor Teodorovici și toți mai cei care se întâmplă pe acolo, să schimba întreaga echipă de conducere. Adică, vedeți, și corpul de balet în jurul domnilor pe care l-ați... Și corpul de balet. Se luau niște măsuri pentru că un social, un votant de stânga s-ar fi uitat la PSD și ar fi spus: băi, au o șansă, fac ceva. Bingo, așa e, are dreptate. Așa este. Băi, nasol, au scos-o pe Dăncilă, numai... Gata, se întâmplă ceva. Bun, e președinte, dar nu mai conduce ea. E candidat, dar au o echipă de conducere colectivă. Da, domnule Dobre, dar credeți că cineva a gândit vreodată e președinte și conduce dumnea ei? Nimeni n-a gândit lucrul ăsta, nici măcar după ce s-a întâmplat cu domnul Dragnea. Mai e o problemă, dacă îmi permiteți, mai am o problemă. Domnul Teodorovici în dreapta. Nu, știți care e problema? Problema este că în PSD, și nu numai asta, este marea problemă a partidelor românești. La PSD e mai pregnantă pentru că a fost tot timpul, sau mă rog, marea majoritatea timpului a fost la guvernare. Da? Noi avem vocația partidelor de autor. Noi nu avem partide care să prezinte o echipă și un program. A, ele sunt subsidiare. Vine și echipa, vine și programul. Da, liderul este cel care. Asta este marea problemă. Acest format, cum să zic, de autoritarism intern politic, care, atenție, se răsfrânge și în formatele autoritariste, în ghilimele, încă n-am ajuns acolo, dar cu vocație autoritaristă. Dar e normal să fie așa. Nu e normal, din modul în care... Da, pentru că am avut 50 de ani de comunism. A, bun. Da? Și 30 de ani de la Revoluție. Și 30 de ani de la Revoluție pentru o democrație tânără, cum a fost cea românească, nu este suficient să ai partide transgeneraționale în care liderul inițial care a pus bazele unui partid sau unei construcții politice să rămână acolo undeva pe un soclu și restul să se schimbe, să devină o conducere colectivă, să fie... Deci nu avem, e prea tânără democrația românească. Haideți să înțelegem lucrurile și din toate perspectivele. Păi tocmai ați spus în timpul discursii astea, că acestei discuții, că vă așteptați, cred că vă citeți, ca PNL-ul să fi venit cu o altă formulă de premier. Da. Mă așteptam, păi exact despre asta vorbesc. Nu, întotdeauna liderul devine și premier sau președinte și mai departe. Nu neapărat. Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie mai inteligent. Mă așteptam ca domnul Iohannis să fie mai inteligent politic decât domnul Orban și să spună domnului Orban: Ludovic Orban, suntem în campanie prezidențială. Urmează un an în care sunt rânduri de alegeri și PNL-ul trebuie să le câștige. Uh-huh. Pentru că miza nu sunt cele 6-9 luni cât mai sunt până în 2020 la sfârșit. Miza e următorul ciclu de guvernare, de fapt, corect? Alegeri locale și parlamentare. Da. Rămâi condu partidul, ține-i păștea bine în căpăstru de la guvern, ia măsurile care trebuie impunele, pune un premier, nu știu, cu un profil de genul, habar n-am, Siegfried Mureșan sau alt tip de profil de ăsta, tânăr de premier, dă-i lista cu prioritățile PNL-ului și ocupă-te de alegeri. Nu știu, domnule, am dat un nume, putea să fie oricine altcineva. Okay. N-am o treabă cu Siegfried Mureșan. Putea să fie oricine altcineva, am dat un nume la întâmplare.
Și ocupă-te de câștigarea alegerilor. Și ale mele, acum, dar și ale partidului la anul. Și când câștigi ciclul electoral pentru 2020-2024, intri premier. Adică, așa mi s-ar fi părut, de exemplu, o abordare inteligentă din partea și a lui Ludovic Orban și a președintelui Klaus Iohannis. Dar se pare că dorința domnului Orban de a fi premier a fost mai mare decât această gândire. A fost o dorință arzătoare. Iată, deci, că acum trebuie să-și configureze o majoritate parlamentară. Așa cum Adrian Năstase a fost premier, așa cum Victor Ponta a fost premier, așa cum, în afară de CDR, care era un conglomerat, dar acolo am avut Atenție, i-au început guvernările la început de ciclu electoral, nu pe sfârșit de ciclu electoral, că e o mare diferență. USL-ul a venit cu 10... Și a început guvernarea a început cu 10 electoral, mai devreme. Dar când a venit Victor Ponta, avea echipa de ministri făcută. De ce mi-a sugerat lucrul ăsta? Ce anume? Nu Victor Ponta. Ce se sugerat? Când a preluat guvernarea. El ce funcție avea în PSD pe vremea aia? Era președinte. Așa? Și de ce acum îmi spuneți, uite-mă cu ce fac ăștia? Pentru că păi iertați-mă, exact asta a făcut. Mă bucur că faceți lucrul ăsta. De ce mi-a sugerat lui Victor Ponta? Pune eu un premier, păstrează-ți funcția, ține-i pe ăștia în mână și pune un premier mai competent decât tine în funcția de premier. Nu se întâmplă asta vreau să vă spun. Nu se întâmplă asta în România. Auziți, iertați-mă, dumneavoastră o faceți ori în mod vădit, ori nu știți. Deci situația din 2011 era cu totul altul, pentru că exista USL-ul. Și voturile USL-ului, indiferent de dacă s-ar fi erodat USL-ul în cele 10 luni de guvernare de când s-a preluat după moțiunea Ungureanu, ar fi câștigat oricum alegerile. Vorbiți de combinația PSD-PNL, nu? Păi da, nu era USL-ul. Păi sigur că era USL-ul. Tocmai păi și aveau 70% în Parlament. E vorba de PNL pe care acum văd că sunteți extrem de critic la el, păi, domnul, vis-a-vis de el. Iertați-mă, stimate coleg, PNL-ul are 99 de parlamentari. Da. USL-ul la momentul avea 70% din Parlament și și-a păstrat 70% din Parlament. E cu totul altă configurație politică. Categoric. Când preiei o majoritate parlamentară, cum a preluat-o Victor în 2011 cu 70% din Parlament, cum să nu o preiei? O preiei că puteai să faci orice. Dar când ai 99 de parlamentari din 465, bun, cum să preiei? Și tare complicat. Nu? Calculele astea nu intră... Adică dumneavoastră nu socotiți calculele astea? Bale, socotez, păi și atunci... Dar ceea ce nu înțeleg este următorul lucru. De ce într-un anumit moment pe care îl spuneți, da, avea 90% din parlamentari sau 70% din parlamentari, da? Cu ce împieta asupra combinației guvernamentale, ca Victor Ponta, spre exemplu, să numească un alt premier, nu el? Pentru că 70% din Parlament nu se putea eroda în 10 luni de guvernare. În schimb, 99 de parlamentari cât are PNL-ul acum, se poate roda și deci mai puțin. Deci dumneavoastră sunteți, cum să spun, neîncântat de lipsa de inteligență strategică a domnului Orban. Nu știu dacă are rost ironia dumneavoastră, sincer. Poate că, nu domnul știu, Orban, poate nu înțelegem rolul discuției din seara asta, iertați-mă. Probabil. Nu știu dacă are rost ironia dumneavoastră, părerea mea că n-are rost și este neavenită în acest moment. Uh-huh. Eu am spus doar că m-aș fi așteptat la o altă abordare politică din partea domnului Orban și a domnului Iohannis. Dacă n-au avut-o, iertați-mă, nu e problema mea, exact. E problema dumneavoastră. Exact, nu e problema dumneavoastră. De aceea noi suntem în opoziție și am spus că nu votăm acest guvern. Ca să fie lucrurile foarte clare. Domnilor, îmi exprim totalul regret că trebuie să vă întrerup. Trebuie să luăm neapărat o pauză de publicitate, deja am întârziat. Ne întoarcem și discutăm despre cine ar putea culege un avantaj electoral din această situație în cursa pentru prezidențiale. Publicitatea așadar.